V-am regăsit la un nou dialog despre Isus. Apostolul Ioan spunea în ultimul verset al Evangheliei sale că nu ar încăpea în lumea întreagă cărțile care s-ar putea scrie despre Isus. Nici noi, aici, la dialoguri despre Isus, nu am epuizat subiectul, și astăzi vom vorbi despre o temă, zic eu, complicată. Mulți oameni acceptă că Isus a fost un învățător moral, dar le vine foarte greu să creadă că a făcut minuni. Spre exemplu că a anulat uh, legea gravitației atunci când uh, a umblat pe Marea Galilei sau că semnele vitale au uh, reapărut în uh, trupul unui mort de patru zile atunci când uh, Isus l-a strigat din mormânt. Cum să mai creadă omul modern uh, din secolul 21 asemenea lucruri, spun unii. Sper că Episodul de astăzi să facă lumină cu privire la acest subiect. Dan, vorbim astăzi despre minuni. E minunat. Și e un cântec pe care îl știu din copilărie, care are la refren, mi se pare, cuvintele E o minune când soarele apune. Și, da, în sensul ăsta, totul din jurul nostru este o minune, dar simt nevoia totuși să delimităm un pic. Uh, la ce ne referim atunci când spunem minune? Este o minune când soarele apune sau este o lege naturală? Este o minune că în secolul 21 oamenii moderni că mai spun că soarele răsare și soarele apune, deși știm că nu se învârte soarele în jurul pământului, ci invers. Depinde cum înțelegem lumea în care trăim ca să putem spune dacă E o minune că soarele apune. Vezi, subiectul de astăzi are foarte mult de a face cu concepția noastră despre lume și viață. Ce cred eu despre lumea în care trăim? Este o lume strict naturală? Sau există în lumea în care trăim loc și pentru supra-natural? Sunt oameni care consideră că tot ce ne înconjoară este mama natură și pur și simplu lumea a apărut din întâmplare, are niște legi care o, auto, care o guvernează și prin care se autoguvernează și totul este natural. Asta este o concepție despre lume, strict naturală. Însă, ca să vorbim de minuni, trebuie să vorbim despre supranatural. Și aici, concepția creștină, iudeo-creștină despre lume și viață, aduce în discuție naturalul și supranaturalul. Și aici vorbim despre cum a apărut lumea în care se întâmplă minunile despre care vorbim. Și dacă noi ne suntem o minune și dacă apusul și răsăritul de soare este o minune. Și aici aș vorbi de două acțiuni ale lui Dumnezeu în raport cu lumea. Pe de o parte este acțiunea fundamentală, creatoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea aceasta. Noi asta credem și mărturisim. Și când a creat lumea, i-a pus niște legi care o guvernează. Și în sensul acesta, lumea funcționează pe baza legilor naturale lăsate de Dumnezeu, puse de Dumnezeu. Sunt legi fizice, sunt chiar și legi morale ale lumii și ele funcționează de când Dumnezeu a dat startul lumii. Aceasta este lucrarea creatoră a lui Dumnezeu. Însă, Dumnezeu nu a creat lumea, a pus legile și a abandonat-o, a lăsat-o să se descurce singur. Asta este o perspectivă uh, deistă. Deistă și nu e creștină vis-a-vis -vis mm -hmm. de lume. Dumnezeu e continuă să fie implicat în lume și aici e a doua lucrare a lui Dumnezeu fundamentală și anume providența lui. Dumnezeu susține creația, susține ordinea naturală, susține legile acelea. Uh, spune Cartea Psalmilor: ți tu mâna, toate ființele primesc viață, strași tu mâna, ele toate mor noi trăim, noi prin lumina ta vedem lumina. Noi ni se pare natural că vedem lumina. Noi ni se pare natural că se învârte pământul în jurul soarelui și că toate merg pe orbita lor și nu, nu, nu strică nimic din toată ordinea asta. Dar acolo este o providență a lui Dumnezeu care le ține pe toate în existență. Și aceasta este providența, e numită obișnuită sau ordinară a lui Dumnezeu. Care face ca lucrurile să continue să funcționeze așa cum Dumnezeu le-a dat uh, inițial impulsul și, și să ducă lumea și istoria spre scopurile lui Dumnezeu. Dar mai este o providență extraordinară sau specială și aici cumva încadrăm minunile. Dumnezeu poartă de grijă lumea acesteia și uneori o face într-un mod special. Și aici ajungem să discutăm despre acele situații în care ordinea naturală, legile fundamentale lăsate de Dumnezeu pe bagaza cărora funcționează lumea, parcă ajung să fie suspendate și să se întâmple ceea ce în mod natural nu se întâmplă. De exemplu, un om născut orb, deci cu o malformație, am putea spune noi, congenitală, să ajungă la o vârstă a maturității dintr-o dată să vadă, doar pentru că Isus a spus, da, vreau, deschideți ochii. Aceasta este o intervenție supranaturală a lui Isus în ceea ce uh, există. Așadar, în acesta, aici aș subscrie problematica minunilor în providența specială a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine, într-un mod special, în ordinea naturală. Deci, până la urmă, în sensul larg al cuvântului, totul este o minune ce se întâmplă în jurul nostru, da? <laughs> Chiar dacă este o minune care ține de legile naturale lăsate de Dumnezeu de la început. Pentru cei credincioși care postulează clar existența unui creator și a unei mâini invizibile care susține toată lumea vizibilă, da, totul este o minune. Apariția lumii, existența lumii, iar aceste suspendări, dacă vrei, ale ordinii naturale sunt mici minuni pe lângă macrominune. Și aici aș mai spune un lucru și pentru cei care au o perspectivă naturală asupra lumii: că pentru ei ar trebui să fie o mai mare minune. Că din haos, din dezordine, a apărut ordinea actuală, și că fără o inteligență uh, superioară și fără o minte creatoare și o mână puternică susținătoare, toată lumea asta stă în ființă. Eu cred că ei trebuie să creadă o minune mai mare decât credem noi. Așa că, oricum am întoarce lucrurile, vorbim despre minuni astăzi, despre Isus și minuni. Și despre un Dumnezeu care este atât de mare încât poate să intervină și să pună pauză în ceea ce a creat la început, în legile pe care tot El le-a ordonat de la început, și să facă lucrurile altfel. Aici, cu pauza, da, e de discutat și dacă vrei, mai insistăm puțin aici. Cum, cum înțelegem minunile? Că sunt cel puțin trei perspective când vorbim aici de relația asta între uh, legile naturale și minune. O abordare este că, de fapt, Dumnezeu nu suspendă legile naturale, ci doar folosește alte legi pe care noi încă nu le-am descoperit. Și de sunt, exemplu? Uh, de exemplu, atunci când are loc o pescuire extraordinară, vin foarte mulți pești dintr-o dată în plasa lui Petru, încât el rămâne uimit. Sunt cercetători care spun, domnule, Iisus nu a creat pești atunci printr-o minune. Iisus nu face minunea asta pe baza omnipotenței lui de creator, ci pe baza omniscienței. El știa cum merg curenții de, a, de apă, cum merg bancurile de pești, el doar a potrivit niște legi naturale pe care noi nu le cunoaștem sau ei nu le cunoșteau atunci, astfel încât în momentul ăla să apare o minune. Și el n a făcut decât să coordoneze pe baza omniscienței lui o minune. Și spun ei, dacă zic așa, dacă eu zic că minunea suspendă o lege naturală dată de Dumnezeu, Cumva aruncă o umbră asupra lui Dumnezeu că el se contradice singur, adică el a dat niște legi și după aceea el și le, el și le suspendă. Și atunci ei zic, această abordare vis-a-vis -vis de minuni zice, nu, Dumnezeu folosește alte legi pe care noi încă nu le-am descoperit. Asta este o teorie destul de largă și ăsta da. e avantajul da. ei, dar și dezavantajul ei. Da, și parcă încearcă să găsească o explicație naturalistă a exact. faptelor și... Nu știu dacă s-a întâmplat așa. Erau totuși pescari scusiți acolo, care mai prinseseră pești cu alte ocazii, poate la aceeași oră. Dar mergeau noaptea să. Doar că eu. cei care vin cu astfel de abordare, zic să avem grijă să. Pentru că a doua abordare vis-a-vis -vis de minune este că minunea înseamnă suspendarea legilor naturale pentru o perioadă. Da? De exemplu, când Isus a umblat pe ape, legea gravitației spune că te scufundzi. Uh -huh. Atunci, Dumnezeu a anulat legea gravitației pentru Iisus pentru momentul respectiv. Când spui asta, că Dumnezeu anulează ceea ce El însuși a făcut, apare o, o anumită contradicție cu conotație negativă și sunt teologi care sunt atenți și n-ar vrea să explicăm în felul ăsta minunile. Ca o suspendare a legilor naturale. Eu cred că Dumnezeu e mai mare decât legile pe care le-a creat și poate să le Așa este, le schimbe. este suveran și are dreptul să le schimbe, dar unii au grijă asta. Și vin cu a treia explicație uh, pentru minuni, și anume că minunile ar fi nu anularea legilor naturale, ci o surclasare a lor de niște legi supranaturale. Nu sunt nici alte legi naturale pe care noi încă nu le-am descoperit. Sunt legi supranaturale. Pe care Dumnezeu le folosește Constituția și legile uh, ordinare care sau cele inferioare, da? Exact. Dumnezeu, fiind suveran și Dumnezeu, are legile lui pe care noi nu le cunoaștem și care nu funcționează în mod natural pe în lumea creată de el, în care trăim noi. Dar există niște legi supranaturale pe care el le aplică în momentul respectiv, îl onorează pe el ca Dumnezeu, ne uimește pe noi legile acestea ca oameni și atunci au loc minunile. Da, Biblia este plină de minuni și în Vechiul Testament, dar noi mai cu seamă vrem să vorbim de cele puse în relație cu Isus, pentru că noi dialogăm despre persoana lui Isus. Și cu referire la el, sunt multe texte în care apar doi termeni sinonim, concurenți, pe care aș vrea să ni -i explici. Deci se vorbește despre semne și minuni. Și eu aici o dublare, înseamnă lucruri diferite, Mm -hmm. A spus, spus concurenții, nu sunt neapărat, nu sunt nici sinonim, nici concurenți, sunt complementari. Mm -hmm. Da, apare mai ales în Evanghelia după Ioan, cu preferire la Domnul Isus, acest început al semnelor lui le-a făcut în Cana din Galileea, când a transformat apa în vin. Deci un semn care era o minune, de fapt. Da, era o minune și semn în același timp. Dacă aș vorbi despre relația dintre semne și minuni, aș putea spune că toate semnele sunt minuni, dar nu toate minunile sunt semne. Și aici ajungem la o altă problematică. Vezi cum facem, cum facem de la chestiuni specifice, ajungem să ne formăm o concepție totuși despre lumea lui Dumnezeu. Ajungem la scopul minunilor. Vezi care era scopul acelei minuni semn? Ca ea să indice ceva, să valideze ceva. Și Evanghelistul Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt, menționează doar șapte minuni în Evanghelia lui cu scopul ca să valideze pretenția lui Isus că el este Dumnezeu. Și aceste minuni pe care le face Isus, în mod repetat și spune eu, acesta este primul semn, acesta este al doilea semn pe care l-a făcut Isus, au menirea pentru cititori să valideze pretenția lui Isus că el este Fiul lui Dumnezeu. Dar minunile au și alt scop, nu doar să valideze ceva în cazul semnelor. Uh, au și scopul, de exemplu, de a glorifica pe Dumnezeu și pur și simplu Dumnezeu face uneori minuni doar pentru slava Lui. Dar și multe minuni se termină în Evanghelii cu oamenii care rămân uimiți și laudă pe Dumnezeu. Și laudă pe Dumnezeu, Dumnezeu când au văzut astfel de lucruri. Un alt scop al minunilor era unul pragmatic, de exemplu când Isus mulțește pâinile pentru 5.000 de bărbați. De ce o face? Zice că s-a uitat la ei și s-a făcut milă de ei. Stătuseră toată ziua și l-ascultaseră, erau flămânzi și era compasiunea care l-a determinat atunci să facă o minune pentru ei. Le-a dat să mănânce, pur și simplu. Și vezi, asta ține de scopul minunilor. Ei revenim la semne și minuni, acestea erau niște minuni speciale pe care le întâlnim în viața Mântuitorului și le mai întâlnim în viața apostolilor, în perioada apostolică, atunci când trebuia validată lucrarea și predicarea lor, ca fiind supranaturală și autoritară, până să fie scrisă scriptura, spuneți, citesc din Evanghelia după Marcu, de exemplu, unde ni se spune că ei au plecat după înălțarea lui Isus și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Vezi, rolul minunilor ca semne era să întărească cuvântul predicare. El predicau pe Isus, ei îi spuneau: Isus a murit și a înviat. Asta este evanghelia, a început o nouă epocă. De ce să vă credem pe voi? Dumnezeu făcea semnele. Și întorcându-mă la Isus, el însuși le spunea oamenilor: Credeți în mine măcar pentru semnele, semnele. pe care le vedeți. Exact. Nu? Deci ăsta era rolul minunilor, semne, să creadă în el că el este cine a pretins că este. Dacă ar fi să facem o scurtă paralelă cu Vechiul Testament, vedem la Moise când îl trimite Dumnezeu la faraon, același lucru. Avea nevoie de o validare că Dumnezeul evreilor este mai puternic decât Zeii Egiptului. Și pentru asta îi dă niște semne. Deci, uite, vei face semnul 1, semnul 2, vei face astea 10 semne și atunci voi arăta că eu sunt Iahve, Dumnezeul cel Atotputernic. Erau minuni semne, cu semnificație specială. Dar toate astea trimiteau spre altceva. Deci, dacă ar fi să stabilim locul minunilor în lucrarea lui Isus, care ar fi asta? a venit să înmulțească pâini, să vindece oameni, să învie morți. Asta a fost misiunea lui pe pământ? Dacă citim cu atenție Evangheliile, chiar și numai la o citire superficială, vom vedea cantitativ că aproape fiecare Evanghelie se ocupă în jumătate din cantitatea ei cu ultima săptămână din viața Mântuitorului cu evenimentele care țin de moartea și învierea lui. Asta înseamnă că scopul principal al venirii lui Isus a fost da să facă o minune. Una singură și cea mai mare. Să moară pentru noi păcătoși și să învia treia zi. Pentru asta a venit. Până să ajungă la cruce, a făcut și alte minuni, după cum îi spunea tatăl să facă. Vezi, el stătea în rugăciune și Acolo în rugăciune primea instrucțiuni de la Tatălui ce minun să facă, ce minun să nu facă. De exemplu, într-o dimineață vine, vine, Petru la el și îi spune, haide vino că toți te caută, sunt acolo bolnavi, adunați, hai să-i vindeci. Și îi poruncea să facă minuni. Și el zice, nu, haide să plecăm în alte sate și cătune, că pentru aceasta am ieșit, să predic Evanghelia și acolo. Cred că misiunea principală a lui Isus a fost să predice Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, să moară și să învie pentru noi. De aceea, după ce făcea câte o minune din asta, zicea să nu spuneți la nimeni. Și ești uimit când citești Evanghelia. Învie pe fetița lui Iair să nu spuneți la nimeni. Învie, face o cutare minune, vezi să nu spui la nimeni. Iar ăștia vorbeau în gura mare. Dar de ce le ce să nu spune la nimeni? Pentru că el nu avea nevoie de popularitate ca performator de minuni. Nu pentru asta venise. După ce a murit și a înviat, spuneți la toți despre mine. Dar ce? Nu că am făcut minuni, ci că am murit și am înviat. Și ăsta a fost, de fapt, mesajul principal al apostolilor, da? Uh -huh. Evanghelia. Mortea și învierea, Evanghelia, da. Deci, păi asta, era... rolul minunilor, e... că ai întrebat în, în lucrarea lui Isus, uh, cumva a pregătit lucrarea lui, i-a întărit autoritatea, avea rol să valideze mesajul lui până când a ajuns la cruce. Că ăla era misiunea lui. Uite, eu îți propun acum să răsfăim Evangheliile și să vedem ce fel de minune a făcut Isus de ce a fost nevoie în lumea secolului I prin care el a umblat. O lume obișnuită de altfel cu minunile sau în așteptarea minunilor. Exista o foame, o dorință de a vedea minuni. Grecii mergeau la templul zeului Asclepios, zeul medicinei. La evrei exista scăldătoarea Betesda, unde oamenii se duceau cu așteptarea că va veni un înger acolo și că vor fi vindecați. Isus, ce nevoie vine să împlinească prin minunile lui? Isus vine ca Dumnezeu, om. Și nu putea ca el să intre în lumea noastră, în istorie, și văzând suferința, să rămână impasibil. Așa cum am spus, el a venit în principal ca să moară pentru noi, în locul nostru. Dar, fiind printre noi timp de 33 de ani și jumătate, văzând suferința oamenilor și nevoile lor, a făcut diverse tipuri de minuni. De exemplu, erau pe mare, în furtună. A potolit furtuna. Ei erau fricoși, erau temători, se luptau acolo, i-a văzut. Și este o minune care arată că Isus are Autoritatea asupra forțelor naturii, ce nu putea să facă niciun zeu al grecilor. Da? Poseidon sau care era zeul lor pentru mare, de exemplu. Nu putea nimeni să-l îmblânzească când el vroia să, să facă o furtună. Iisus spune, taci! Fără gură, vântului și mării. Și își arată autoritatea asupra creației. Pentru că, repet ce spuneam la început, când vorbim de minuni, vorbim de acțiunea creatoare a lui Dumnezeu și de providența lui Dumnezeu. Și el era acolo. Și împlinește nevoia asta lor. Aveau nevo Le era teamă, se simțeau în nesiguranță. Face o minune. Un mesaj excelent pentru contextul în care suntem noi cu războiul din Ucraina. Avem și noi nevoie de o liniștire a furtunii. Da, și el poate să facă asta. Dar vezi, întrebarea, întâmplarea asta, deși este o minune, ea este o, o relatare cristologică. Pentru că la finalul ei, evangeliștii pun întrebarea: cine este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Și noi trebuie să rămânem cu această, dincolo de orice minune, să rămânem cu o întrebare cristologică: cine este acesta? Cine-i Hristos? Cine-i Dumnezeu? Cine face minune? Și asta să mă apropie de el. A fost un gen de minune care și-a arătat puterea asupra forțelor naturii. Pentru că el era Creatorul. Un alt gen de minuni pe care Isus îl face foarte des este. Să exorcizeze, să scoată duhurile din oameni, duhurile care a, puneau presiune asupra oamenilor, fie presiune psihologică, fie presiune fizică de boală. Și atunci Isus vine și merge la cauza problemei, și unde era un astfel de duh care cauza suferință mentală sau fizică, Isus îl scoate afară și eliberează oamenii fizic, psihic și spiritual este un minune, o minune pe care o întâlnim în Evanghelie și este extrem de importantă. Și aici putem ajunge la o altă fațetă și anume că în lumea lui Dumnezeu, creată de Dumnezeu, apariția răului a făcut necesare mai multe minuni. Imaginați cum era lumea în grădina Edenului dacă nu ar fi apărut păcatul și răul. Aveam nevoie de minuni? Ele erau la ordinea zilei, să zic așa. Trăiam într-o lume natural, supranaturală, suprapusă. Și acum trăim la fel. Doar că avem și partea asta care presupune ca minunea să fie o corectare a unui rău. Și am vorbit despre boli, vindecări, exorcizări, a vindeca leproși, a vindecat orbi, a învia morți. Toate astea erau minuni care arătau cine este el, și faptul că el acționează pe baza unor legi supranaturale care invadează lumea noastră naturală. Pentru ochii noștri sunt minuni. Pentru el este absolut natura lui. Și mai e o categorie de minuni pe care n-ai amintit-o în vierile. Da. A adus la viață oameni din morți, atât copii cât și adulți. Uh, Oameni care au murit în ziua respectivă sau care erau morți de patru zile, pentru el nu era absolut nimic. El a spus: Eu sunt în viață. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Era cel mai natural lucru pentru Isus Dumnezeu să facă un lucru supranatural ca acesta. Acum, din păcate, chiar unii teologi au încercat să explice minunile astea sau să le considere superstiții sau concepții subiective ale persoanelor care le-au văzut și au scos uh, cu totul minunile din Biblie. Mai rămâne ceva dacă scoți minunile din uh, Biblie și din Noul Testament în mod special? Dacă intrăm în discuția asta, nu mai ieșim până mâine <laughs> pentru că aici teologia despre care vorbești și lumea modernă din secolul 18-19 încoace, a tras o linie de demarcație nu doar între natural și supranatural, ci între rațional și au spus ceea ce este natural, este rațional, este logic și aici putem să ne exprimăm. Ce este deasupra acestei linii, este irațional, este non-logic și acolo poate să opereze credința, dar nu are de-a face cu realitate. Și pentru că științific vorbind, punem ghilimele de rigoare, s-a tras linia aceasta de, demar de demarcație, teologii au încercat și ei să dovedească că nu sunt înguși la minte și că pot să adapteze Evangheliile la noul trend al înțelegerii lumii cu această linie trasată între etajul de sus și etajul de jos? Uh, și totuși, primii oameni de știință au fost creștini. Pentru ei nu a fost o problemă să creadă că există supranatural, deși erau oameni de știință. Sunt și astăzi oameni de știință care sunt creștini și cred în minuni, uh, și unii dintre ei spun că le este mai ușor să. Fie oameni de știință, fiind credincioși, postulând un Dumnezeu inteligent, care a creat lumea după niște legi foarte clare și care, din când în când, intervine în mod supranatural. Și n-au o problemă cu, cu asta. Am. Însă, cei care au încercat să scoată minune din Biblie, ei au făcut-o nu pentru că ele nu ar fi valide, ci pentru că ei, prin concepția despre lume și viață, care s-a transformat nu mai puteau să le mai înghită și atunci le-au scos din Biblie. Ar fi fost bine să le scoată doar din mintea lor, dar ei au încercat să le scoată din Biblie și să le explice într-un mod naturalist ceea ce nu, nu ajută cu nimic. De ce crezi că este important să credem în minuni, să rămânem pe linia conservatoare a credinței în scriptură că ea este cuvântul lui Dumnezeu și că este adevărată și tot ce este relatat în ea s-a întâmplat în tocmai. Pur și simplu pentru că Dumnezeu există. Nu pot să cred în Dumnezeu și să spun că nu pot accepta minunile. Dumnezeu înseamnă supranatural. Dumnezeu înseamnă că El este Dumnezeu și face tot ce vrea. Și că face lucruri care depășesc uneori înțelegerea mea. Și că face lucruri care depășesc sfera naturală în care noi trăim. De aceea, eu nu pot să mă detașez de minuni și cred că trebuie să rămânem uh, ori cu Dumnezeu și cu minunile, ori dacă vrem fără minuni, trebuie să fim și fără Dumnezeu. Nu cred că poți să zici că ești credincios, dar nu crezi minunile din Noul Testament sau minunile sau că Dumnezeu face minuni și astăzi. Pur și simplu pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Apoi ziceai de Biblie, să rămânem la credința că relatările nu sunt înțelegeri cum încearcă unii să spună că oamenii le-au perceput ca minuni, dar de fapt ele nu erau minuni, ci ele sunt cum Isus a spus că sunt și apostolii au spus că sunt. De ce asta? Păi Dumnezeu le-a făcut tocmai ca să valideze Scriptura, că este Scriptură. Tocmai spuneam că întărea cuvântul cu semne și minuni. Deci cumva ele se susțin reciproc. Dumnezeu a făcut aceste minuni ca să valideze cuvântul lui care a ajuns să fie scris, iar acum cred la pachet cuvântul predicat și minunile care l-au validat. Nu am nicio problemă să le cred. E foarte interesant cum eh, lumea asta modernă este un amestec pe de o parte de ra raționalism și sunt oameni care spun eu nu pot să cred așa ceva, dar pe de altă parte cred că există o foame după supranatural. Noi astăzi în secolul 21 mai putem asista la minuni. Știu că și credincioșii se împart. Unii spun, da, a existat epoca minunilor în care Dumnezeu a vrut să-l valideze pe Isus, să valideze lucrarea primilor creștini, dar astăzi nu mai sunt minuni. Uh, cum să ne situăm? Mai sunt minuni astăzi, nu mai sunt? Să ne situăm biblic. Să ne situăm după cum ne învață Isus despre care vorbim astăzi. Cred că ar trebui să fim suficient de smeriți încât să recunoaștem că nu putem decreta noi că astăzi mai sunt sau nu mai sunt minuni. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Isus Hristos este același. El alege să guverneze lumea aceasta, să poarte de grijă lumii, fie în moduri naturale, fie în moduri supranaturale. Este decizia lui. Nu decid eu un praf de țărână că Hristos mai face sau nu mai face astăzi minuni. Eu personal cred că El este aceeași, care aceeași putere, că poate să facă oricând vrea El orice minune. Și eu trăiesc în lumea asta cu ochii deschiși, dorind să văd minunile Lui. Și cred că put avem ce să vedem. Doar să avem ochi să vedem minunile Lui, intervențiile Lui, la nivel subiectiv în viața noastră, la nivelul istoriei, în care trăim, la nivel natural, chiar? Uh, ți se pare serbă de o viață de credință uh, care consideră că minunile au rămas undeva în uh, trecut? Pe păi cum aș putea uh, trăi într-o relație cu un Dumnezeu tot puternic și să nu mă aștept să facă ceva ce depășește puterea mea? Cum, cum aș putea asta? Uh, cum aș putea aștept să trăiesc fără minuni, dar în același timp să mă aștept ca El să-mi vorbească? Păi când, când mie îmi vorbește Dumnezeu, este o minune extraordinar. Când citesc Scriptura și uh, văd lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, când Duhul Sfânt mă iluminează, când vorbesc cu cineva și uh, văd cum Duhul Sfânt lucrează transformare în înțelegerea lui, uh, cum îi schimbă viața astăzi, astea sunt minuni reale pe care eu le văd. Când mă rog și Dumnezeu ascultă rugăciuni și o face într-un mod foarte specific și concret. A este o minune, răspunsul la rugăciune este o intervenție a lui. Și în sensul acesta, eu cred în minuni și spuneai dacă viața creștină este serbădă. Cred că nu există viață creștină, relație cu Hristos și să nu trăiești minuni cu El. În sensul să vezi providența Lui, intervențiile Lui, fie pe căi naturale sau supranaturale. Naturale. naturale. Crezi că se fac și excese? O, da. În ziua de astăzi, cu privire la minuni? O, da, și poate, poate asta este o problemă. Că nu doar că unii le neagă și le dau deoparte și spun au fost atunci sau n-au fost nici măcar atunci, dar acum nu mai sunt, ci ele au fost și golite de semnificație printr-o folosire greșită, prin multă uh, contrafacere. Și există. Și în contextul nostru românesc, așteptări vis-a-vis -vis de anumite minuni, ca Sfântul nu știu care să facă minuni, ca icoana nu știu care să facă minuni, și oamenii se duc unii cu credință sinceră, dar e mai mult o superstiție decât o minune reală. Și această plecare către minuni, în sensul ăsta, uneori e în defavoarea adevăratelor minuni pe care Isus le-a făcut și poate să le facă. Asta este o fațetă în contextul românesc ortodox. Există și o altă tendință, aș spune în spectrul carismatic occidental. Deci asta e pe partea răsăriteană, există și pe partea occidentală o agresivitate așa zisilor făcători de minuni, un spectacol cu minuni, un abuz a ceea ce numesc ei minuni. Și până la urmă, acești făcători de minuni poruncesc lui Dumnezeu să acționeze în mod supranatural. Vezi, când vorbim de, vorbeam de scopul minunilor, spuneam că ele uh, au ca scop să glorifice pe Dumnezeu, să valideze un cuvânt al lui Dumnezeu, să fie în folosul unor oameni sărmani. Dacă te uiți la toți acești făcători de minuni, uh, nu se împline scopurile astea ei își construiesc imperii proprii și au ei slava și din toată asta fac spectacole, nu este spre gloria lui Hristos. Așa cum spui, parcă ei sunt Dumnezei care poruncesc și Isus este un bancomat în care ei pun fisa potrivită și iese minunea, oamenii sunt dezamăgiți pentru că de fapt nu se întâmplă minuni reale, ci este doar o manipulare psihologică și cel mai rău este discreditată persoana lui Isus și minunea autentică. Așa că ar trebui, când vorbim despre Isus și minun să fim atenți atât la partea superstițioasă, cât și la partea aceasta carismatică, care a făcut foarte mult rău creștinismului contemporan. Aveți, sunt oameni care spun dacă aș vedea o minune, aș crede. Și întrebarea mea este asta, dacă poți să-ți clădești credința, crezul de o viață, crezul, concepția ta despre lume și viață, pe o minune aici spun foarte clar ceea ce spune Mântuitorul și ceea ce spune apostolul Pavel. Domnul Isus dă un exemplu cu bogatul acela care a murit și a ajuns în locuința morților și el conștient de lumea spirituală de acolo, cer o minune. Nu pentru el, că nu se mai putea face nimic dar cere pentru frații lui și zice, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, adică învie-l pe Lazar, pe sărmanul ăla de acolo, de la ușa lui, să le spună și lor ce e aici, ca să nu ajungă și ei. Că dacă se va duce Lazar din morți, asta zice bogatul, sigur vor crede. Și Isus spune, au pe Moise și pe proroci, adică Biblia pe care o aveau ei. Dacă nu vor crede, spune Mântuitorul, pe Moise și pe proroci nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Deci Isus contestă o astfel de teorie Că dacă faci o minune, ă, asta îți aduce credință. Asta zice Isus. Și gândește câte minune a făcut Isus și câți oameni i-au contestat. Da, și lucrarea. mă gândesc la uh, acele uh, orășele sau uh, sate privilegiate din Galileea, unde Isus a făcut foarte multe minuni și despre care tot el spune, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, uh, pentru că s-au făcut în voi multe minuni și voi nu ați crezut. Și deci până la urmă, e o vorbă din popor minune, ține trei zile. Deci cumva senzaționalul acela se perimează în timp și nu poți să-ți clădești crezul doar pe o minune. Da, și aici venim și completăm, ziceam, cu ce spune Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii cuvântului. Dumnezeu care dă legile naturale și supranaturale a hotărât că dacă vreau să-mi credința, trebuie să aud și să primesc cuvântul lui. El a hotărât așa. Nu mă întreba pe mine de ce, dar el spune: Credința vine în urma auzirii cuvântului. Și dacă chiar vreau să-mi clădesc credința, eu trebuie să citesc Scriptura. Cuvintele du tale sunt veșnice, da? Deci e vorba exact. de o, o bază mult mai solidă. Și cuvintele sunt duc și viață, deci ele practic îmi dau viață. Pe când impactul Minunii este unul emoțional. Și dune, ține trei zile, cum ai spus. Gândește că Iisus făcea câte o minune, vindeca pe cineva în ziua Sabatului, o minune pe care nu o putea face niciunul din cei de acolo, iar după aceea i-au pietre ca să arunce în el. Nu, nu generează. Credin... Minunile nu generează credință. Cuvântul generează credință. Minunile au rolul să întărească Cuvântul și să îmi întărească relația mea cu Dumnezeu. Vreau un pic să desfacem mecanismul ăsta al minunii, deși se spune că minunile nu se pot explica. Isus spune mai multor persoane, credința ta te-a mântuit. Până la urmă, ce face Isus și ce face omul ca o minune să aibă loc? Poate cu toții vrem să fim subiectul unei minuni. Uneori se întâmplă, uneori nu se întâmplă. Uh, să îi spune lui Isus dacă vrei poți minunea se întâmpla pentru că voia Isus sau pentru că credea omul acum nu ne place să le punem așa în ori-ori <laughs> Dar mie îmi place le, să le ducem uh, în și-și sau nici-nici ca să se întâmple o minune trebuie să fim prezența singurului care poate să facă minuni să fii într-o relație cu Dumnezeu, cu Hristos, să fii în preajma lui Isus și să fii cu atitudinea potrivită. Pentru că nu-ți garantează nimeni că și dacă ești lângă Isus și ai o nevoie reală și ai și atitudinea potrivită, că Isus va face minunea pe care tu o aștepți. Dar când tu stai acolo, în prezența lui Isus, atitudinea potrivită este tu ești Dumnezeu. Tu controlezi toate legile naturale și supranaturale. Tu dacă vrei, poți și eu în momentul la recunosc și că poate și că vrea doar dacă este în voia lui suverană. Ca să întâmplă minune trebuie să fiu în prezența lui Isus cu atitudinea aceasta. În rest, e decizia lui dacă face sau nu o minune. Nu trebuie să spui o mantra nume, nu trebuie să te forțe să ai nu știu ce cantitate impresionantă de credință. Iisus a spus cât un grăunte de muștar dacă ați, dacă ați avea credință, deci nu contează cantitatea de credință, ci calitatea credinței, ați muta muntele ăla în mare. Ca să se întâmple o minune trebuie să ai credința în persoana potrivită, relația potrivită, atitudinea potrivită. Și eu cred că umblarea noastră cu Isus ar trebui să însemne uh, experimentarea continuă a, a minunilor lui, de intensități mai mari sau mai mici. Ai spus mai devreme că Isus este singurul care poate să facă minuni. Și aici aș vrea să vorbim puțin și despre faptul că uneori și cel rău face minuni. Și că poate exista o confuzie între minunile pe care le face Isus și Satan. Da, există intervenții ale celui rău, care perturbă ordinea naturală, și Pavel spune că el se poate transforma chiar și în înger de lumină ca să amăgească, poate să simuleze o minune, dar eu n-aș spune că diavolul face minuni. Nu. El poate să păcălească, el poate să, să creeze iluzia că uh, face minuni. Uh, vezi, era vrăjitorul din Samaria care vrăja. Pe oameni, uimea cu uh, ce făcea cu vrăjitorile lui. Deci, diavolul face vrăjitorii, dar nu minuni. Am putea să spunem că diavolul face magie. Magie. Dumnezeu face minuni. Absolut, da. Deci, să nu confundăm lucrurile. Uh, diavolul este împotriva ordinii naturale și supranaturale a lui Dumnezeu și el face doar magie, vrăjitorie, dar nu minuni. Aș mai adăuga aici legat de oamenii care fac minuni, pentru că am spus că doar Isus face minuni și aș vrea să rămân la asta, deși sunt și oameni prin care Isus face minuni. Dacă ne gândim la Petru și Ioan, când îl vindecă pe acel log de la poarta templului, el le spune apoi celor, de ce vă uitați la noi ca și cum prin noi și ne-am făcut asta? În numele lui Isus Numele lui Iisus a făcut pe omul acesta sănătos și iarăși Iisus este adus acolo ca cel care face minuni. Vezi scopul de a glorifica pe Iisus? Asta este un semn al autenticității unei minuni. Până la urmă, Iisus a făcut minunea, chiar dacă prin mâna lui Petru și a lui Ioan. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, nu? Inclusiv minunile care se fac, se fac tot prin el. Și ca să nu rămână doar o discuție din cărți, tu personal ai avut parte de o minune? Ți ai spus că toată viața ta de credință este o minune, dar poate, așa în încheiere, vrei să ne povestești de un anume? Eu cred că viața mea întreagă este o minune de la naștere, pentru că m-am născut în niște circunstanțe speciale și am supraviețuit, deși unii spuneau că nu mă mai fac eu mare, m-am născut prematur. Apoi, este o minune viața mea în sensul că sunt ceea ce sunt astăzi, că eu n-am dorit să fiu și nu mi-am imaginat că voi fi pastor și Dumnezeu m-a chemat într-un mod miraculos la această slujire și mi-a vorbit într-un mod miraculos și m-a convins într-un mod miraculos că este planul lui și voia lui ca eu să fac slujba aceasta. Și ori de câte ori, de exemplu, pregătesc un mesaj. Mă rog să primesc un mesaj pe care să-l transmit pentru mine este o minune. Și o trăiesc săptămânal. Această minune și ține de relația mea cu Isus, care face minuni în viața mea. Asta ca să vorbesc de partea asta a vieții mele interioare. O minune este modul în care ne-am căsătorit noi doi. <laughs> <laughs> și cum ne-a cum ne-a condus la asta. Și au fost lucruri foarte specifice pe care el le-a făcut uh, în sensul ăsta al unei minuni ca și eu să înțeleg asta și tu să înțelegi asta. Deci, suntem o minune. Dacă îmi dai voie o să povestesc și despre cea mai recentă minune. Te rog. Din familia noastră. Te rog. Cei care ne cunosc știu că am trecut de curând prin experiența COVID-ului și a fost o circunstanță în care uh, am apelat la oameni, la ajutor, la medicamente, să se rezolve. Nu s-a întâmplat nimic nici cu medicamentul, nici cu apelul la oameni. Uh, chemasem ambulanță, ambulanța nu venea. Și uh, asta se întâmpla la o zi după ce am pregătit întrebările pentru emisiunea de astăzi. Și în momentul acela era. Târziu de tot în noapte, uh, am spus doamne, tu știi că trebuie să vorbesc într-o emisiune despre cum domnul Iisus făcea minuni și cum el se atingea de cei bolnavi și uh, ei erau uh, cu totul transformați după aceea, uh, aș vrea să. Am parte de o minune uh, ca să pot să vorbesc despre minunile tale făcute și astăzi, că tot am vorbit despre da. dacă mai sunt astăzi sau nu minuni. Și uh, situația aceea care se prelungea de vreo patru ore și jumătate, s-a rezolvat cam la 5 secunde după ce am făcut uh, în mintea mea, fără să rostez niciun cuvânt cu voce tare când am făcut această rugăciune. Și crezi că a fost o minune? Eu atunci am uh, înțeles că Dumnezeu este foarte aproape de noi în nevoia cea noastră. Uh, Dumnezeu din când în când aș zice eu, se strecoară printre legile naturale ca să ne facă mai vizibilă prezența Lui. Poate că dacă ai fi luat un medicament și te-ai făcut bine Uh, am fi spus, uh, a fost efectul medicamentului, dar Dumnezeu a intervenit uh, într-un mod care pe mine m-a surprins, și uh, da, a fost, a fost un moment foarte special pentru mine. Și pentru mine, mai ales că eram beneficiarul minunii. Biblia ne spune că iudeii cer minuni, iar grecii caută înțelepciune. Nu știu ce fel de persoană ești tu, dacă ești un căutător după supranatural sau mai degrabă un tip rațional. Sper însă că oriunde te-ai afla, în orice categorie te-ai situa, emisiunea de astăzi te-a ajutat să crezi în minuni. Nu pentru că am spus noi, ci pentru că Biblia vorbește despre un Dumnezeu al minunilor și sper și pentru că tu însuți vei avea parte de o minune. Să ne reauzim cu bine!